Facultatea de Științe a Universității din Craiova desfășoară în această perioadă sesiunea de admitere de toamnă la programele de licență și master. Atât locurile la buget, cât și cele la taxă se vor ocupa prin concurs de dosare. A început de astăzi admiterea de toamnă. După cum știți, facultatea noastră este o facultate complexă. Avem o multitudine de specializări. E vorba de 10 specializări de licență în 6 domenii de specializare și o să încep așa cum e firesc, în ordine alfabetică. Avem domeniul chimie, care oferă studenților posibilitatea de a se înscrie pe specializările biochimie tehnologică și o specializare foarte nouă, chimie farmaceutică. Tot la departamentul de chimie avem domeniul știința mediului, unde este specializarea chimia mediului. Avem departamentul de fizică cu două specializări foarte interesante, fizică medicală și fizică informatică. Departamentul de geografie cu specializările geografie și geografia turismului. Departamentul de informatică cu specializarea informatică și departamentul de matematică cu specializarea matematică și specializarea matematică informatică. Cum spuneam, a început de astăzi admiterea de toamnă, se continuă până pe data de 18 septembrie. Candidații doritori sunt așteptați cu actele necesare la sala 219 în clădirea centrală a Universității din Craiova, iar pentru departamentul de chimie la sediul departamentului de chimie în Calea București. După cum știți, ca și în vară, admiterea se face pe baza notei de bacalaureat, câteva criterii de departajare, și anume nota anilor de studii, de liceu, deci nu este vorba de probe de admitere efective la facultatea noastră. Actele necesare pentru dosar se găsesc pe site-ul facultății și presupun adeverință pentru cei care au terminat bacul acum și nu au încă diplomă de bac sau diploma de bacalaureat și foile matricole pentru ceilalți candidați. Numai puțin de 6 specializări cu un spectru larg de posibilități de angajare în câmpul muncii sunt oferite tinerilor dornici de a păși din toamnă în mediul universitar. Așa cum vă spuneam, facultatea noastră e facultate foarte complexă și satisface nevoile unei mari mase de studenți, de la cei care sunt iubitori de chimie și care își doresc să lucreze într-un laborator de chimie sau într-un laborator farmaceutic sau în centre de analiza mediului și așa mai departe. Pentru iubitorii de fizică care doresc să profeseze în spitale ca fizicieni medicali sau pentru cei care doresc să fie angajați ca și fizicieni informaticieni, de exemplu în bănci, este iarăși o ofertă interesantă la facultatea noastră. Pentru studenții iubitori de geografie, care doresc să devină profesori de geografie sau doresc să devină agenți de turism sau doresc să funcționeze în această direcție, avem cele două specializări ale geografiei. Pentru iubitorii de IT, și nu cred că sunt puțini, avem specializarea informatică, o specializare, după cum știți, foarte interesantă la nivelul întregii țări și la nivel practic mondial în zilele noastre. Și nu pe ultimul rând, pentru cei care doresc să devină profesori de matematică sau să lucreze în centre de cercetare pe matematică, avem cele două specializări, matematică și matematică informatică. Înscrierile au început pe 10 septembrie și vor continua până pe 18 septembrie inclusiv.